Nu, plec la o bursă de asta de studii, știi? Unde? În Franța. Oprește! Îmi pare rău, domnișoară, programul nu-mi permite. Emma, nu pleca, Emma! Măi, Emma, măi, nu te iubesc pe tine, măi, Emma, măi, nu pleca! Iri a lăsat-o pe Moni și Emma a plecat cu el. Cum o să lase, bă, Iri pe Moni? Nu e zdravăn? Cum le-a lăsat și pe celelalte chiorete? Știi tu? Păi normal că știu că numai el are limuzină din aia și numai ăsta își duce gagicile în Franța. Nu te mai amără, mă, pupăză de pomană, că poate n-a plecat tema cu Iri, mă. De fapt, poți să afli asta foarte simplu. Cum? Foarte simplu, să duce la poartă, să uită pe registrul de intrări, vede numărul mașinii cu care a plecat tema, să duce frumușel la poliție, le dă numărul mașinii ălora și întreabă, domne, a cui e mașina asta? Și afla cu e mașina. Bravo, bă, Chiorete, bă, știi că tu nu ești prost? Definitiv? Ce stai, pupă, să dai drumul la poliție, că dacă mă lași fără Ema, te crăp, idiotule! A nu te certai tu cu ea? Nu s-a aruncat în brațele lui bătrânelul la 1,20 m cu părul alb, mă cheamă Șirinel! Chiar așa, pe mine m-ai întrebat dacă ai voie să te cerți cu ea? Ce, tu nu mai ești superior? Ce sunt eu mai în unitate? Ce este o bătaia voastră de joc? Sergentul nu mai are niciun cuvânt de spus că te nebunezi, marci la poliție! Marci că te nebunezi! Unde te duci? Păi să la... Să te du-te unde te-a trimis eu, nu să... Du-te la poliție! Ce mă mai super, bucoză? Ce mă mai super? Și tu ce stai? Du-te fără de niște bani! Pentru ce, domn sergent? Cum pentru ce mă să fac pe Ema să-l uite pe Iri? A scăpat de pupă să mai rămâne să scap de Ema și rămân liniștit cu Irinel. Sau mă rog, invers. Deși... Cine știe cum mai văd eu Parisul? Nu? Cu ce ai plecat, mă, Ema? De ce m-ai lăsat singur? Cu cine ai plecat tu, mă, cu Iri, mă? Păi să-mi faci tu mie una ca asta! Ajutor! 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 Nu mai țipa, băi, fraiere, că pe aici nu trece nimeni. Domn sergent, poate numai dacă câștigați la 6 din 49 sau la casino, puteți să concurați cu Iri. Așa, bă, tâmpitule, descurajează-mă și tu în loc să-mi dai o idee bună. Corect! Joc la casino, asta e, mă! Bravo, mă, fandame! Păi vă pricepeți dumneavoastră la ruletă, la table, la blackjack, de la... Bă, fandame, e jocuri de noroc, nu trebuie să te pricepi. Plus că toate se trage de barbuț, mă, că de-aia se joacă cu zaruri. Hai, dă capul tău! Plus că eu la barbut sunt maestru. În liceu îmi zicea colegii parandărăți. Pac! Bine că mi-a adus aminte, mai joacă ăștia în gangă și la colț. De ce? Să fac rost de fonduri pentru casino, fraiere. Tu, sergent, ăia sunt golan, să nu vă lase naiba în fundul gol, mai bine merg eu. Auzi, bă, că sunt maestru. Ia uite-mă, bă, eu pentru cine vorbesc? Ajutor! Ajutor, ne aude cineva! Ai tași, naibii, că mă doare căpățâna. Tu n-auzi că eu stric de 2 zile și nimic? Auzi? Ai niște apă, că mor de sete. Nu! Asta ar fi culmea. Să murim în canal ca o lolaci. Da, liniștit că rezolv eu. Ce mai mai drag? Nu e semnal. Veni și rețea că eu le-am pe toate 3. Păi ce credeai că... Eu stau de plăcere aici? Adică n-avem nici apă, n-avem nici mâncare, n-avem de niciunele? Hai, digit. Hai, mă, băgai fanul, am de putut schimbă. Hai, mă, hai. Ce nebunez dacă nu am luat tot. Hai. Hai, de mă, știu. Ce face, băieții? Dați-o gheară? Cine-i ăsta, mă, vă lăsă, mă? Ei, băi, burtosule, care e problema?
Trecu și eu pe aceea, că mă gândeam, poate mă bag și eu la o gheară, dar dacă nu vă interesează, banii mei nu plec, să știți. Vei, stai mă, hai mă, că ne-ai înțeles greșit. Bagă-te aici cu noi, hai stai jos. Băi, ești chiar invitatul nostru, mâncați-o și uite acelea din partea casei. Hai, bagă o gură, hai. Să te încălzești. Hai, dă-i. Pă cât vrei, mă, să dăm? Ce mă, nu-ți place? Pă oricât, bă, dar aveți grijă. Banii care să punem pe masă să joacă, nu se mai înapă. A, bă, ce dracu mă bag acolo. Lasă, mă. 2, 3, hai, mai bag un. 6-6. N-ai ce zi, e și norocul ce pădărului, mă. Poftare ăsta, frate. Bine, mă, bulănosul, îți dai. Băi, ăsta ne lua să-mi pun. Stai, mă, liniștiți, mă. Dacă e meseriaș, dacă e meseriaș, iar că ești meseriaș. Ia, mă, bulănosule, ia dacile. Hai. Ce faci, mă? Pune-i și cu ea. Facă banul, mă. Păi, da, toți. Păi, noi toți și cu toți. Hai, dă-i cu zarul. Mă, tu nu înțelegi că nu sunt primar? Păi n-ai zis că tu conduci tot ce mișcă în sector? A, se târșeală acum să recunoști că n-ai fost în stare să pui niște amărâte de capaci la canalele astea. Băi, fraiereștene, eu conduc cartierul neoficial. Sunt un fel de capo di tutti capi. Bă, pricepi? Ești mafiot? Afacerist, se zice, tilicare. Eu conduc clanul sedentarilor. Cel mai tare. Noi am băgat pe sportiv la Bahaus. Și pe cămătar, tot eu i-am ascuns. Doamna, că n-avem cum să ieșim de aici, că altfel, la câte ți-am zis, trebuia să-ți iau gâtul. Mare noroc. Ține ia-l dracu, boierică, că dacă scap de aici, îți iau jugulara. Asta e de la planul rival, nu? Nu, e idiotul de țigan care fură capacele de la canal și le vinde. Pentru mine, bineînțeles. Uite, dar pe ăsta a uitat să spună că l-a săltat. Ce-i asta, mă? E stația de la unitate. Bă, tu ești prost? Ăsta are semnal și noi stăm aici ca... Cheamă naibii pe cineva să ne scoată de aici imediat. Să ne scoată? Da! Auzi, mă, dar nu puteți măcar basca să mi-o dați înapoi, că eu am și o sinuzită de belă să mă doară capul. Frățioare, sincer, îți spunem, ne pare rău, dar asta e viața, ai pierdut. A, mă, că-mi vin. Păi da, mă, dar cred că e zarul nebăzluite, că n-aveam cum să dau numai 2-1, numai 2-1. Bă, ne lași? Dar ce zici tu, bă, fraiere, până acum când ai dat 6-6, mă, cum era? Da. Și că-i măzluite, auzi? Dacă nu e cam mare. Uitați, mă, așa, că viu de la plajă, ci... La casino acolo are și piscină și am fost și eu la piscină să fac o baie, să mă răcoresc că e primăvară, că e... Hai scoateți banii care aveți pe la voi. Dar de ce, șeful? Am eu un pont super tare, fraiere. Nu vreți să vă mulțesc banii de 2-3 ori mai mult? Asta e vrăjeală, n-aveți niciun pont, domn sergent. Am bătut pitule și scoate banii, că mă ce nervesc, oricum ți iau, hai! Mi-a zis portarul de la casino, dă-i coace că te nebunesc! Mi-a zis portarul de la casino numerele care se joacă de banii coace că te crăp. Mi-a zis numerele care se joacă diseară. Și mă duc eu, vă joc bănuții voștri, îi mulțesc de 7-18 ori și pe urmă o să fiți bogați, mă! Hai, vandarme, ce freshment, dă-i drumul și adu-mă uniformă, că te nebunesc! Păi nu aveți pe aia la piscină? Păi ce mă mai dau pe la piscină? Mă duc direct în casino să vă câștig banii mai repede, fraierilor! Hai că trebuie să apară! Ce zici cu tehnica asta? Hai, noroc că mă salvezi! Ce somn de onoare, nu? Dar să nu dea naiba să ciripești ceva la poliție, că... Hai mă, fane, ce naiba, sunt mormânt, jur! Aha. Păi ce mi-ai spus până acum pentru mine e secret militar. Da, bine, vezi că-s cochii pe tine. Așa mă, Nafane, și cum îți ziceam, mai vine prost odată, îl mai golim de bănuți,
Și ne dai și mata 10% că merităm. Nu fac o întreabă. Normal. Ne da. Bă, de când îmi fixați voi mie procentele? Abre nafane, că l-a luat și pe gura pe dinainte. Dă-ne mata cât vrei, pe bune. Abre, că am zis și eu. 10. Vă dau 10, bă, mă, de... Dar vă dau că sunt eu boier, nu-mi cereți. Să rămână nefane. Clar! Să rămână nefane, să trești. Măcelare, am o treabă pentru tine. Șefu, eu sunt în... În canal? Bă, cât de prost poți să fii să cazi în canal? Bă, la ce telefon ai tu, mă, de are semnal în canal? Și de unde știi că se duce la poliție? Aha. L-ai auzit cu urechile tale? Aha. O să te scot după ce îmi rezolv problemele. Dar n-are cum să fie, mă, eu n-am cum să pierd într-una să nu câștigi niciodată. Asta e viața, pufoșule, dar nu vrei al racu să câștigi mereu. Mai pierzi și tu, că și noi pierdem. Păi da, ați câștigat o grămadă de la mine. Ai, nu mai dăm o mână, mă, ce vă e, frică? Ar vă e frică, dați-mi banii înapoi, mă. Frică, mă? Ce? Cine, păi, mă, nouă? Păi dai, dacă... Îți iau mai eu, dacă tine, bă. Dai, bă, să mai iau. Ei, ce ești, mă? Trăiască neafănică. Cine ăsta? Omul de care v-am zis. Dar nu știe să pierde, șef. Ce nu știu să pierd, bă, domnul Fale? Că vă văd așa, om respectabil și în toată puterea cuvântului. Bine îmbrăcat. Nu-i cinstit, domne, am câștigat o oră la rând într-una și pierd într-o dată așa. Nu se poate, ăsta-i trișaj. E, dacă stau bine să mă gândesc, nu e trișaj. Nu. Cum nu, că e zarul nebăzuite, că altfel n-aveam cum să pierd eu atâta. Când meseriaș la barbut, în liceu mi se zicea paradărăt. Dar trebuie să fie auzit, dar nu se poate. E, uite cum facem. Îți dau eu ție niște bani ca să joci. După ce câștigi, mi-i dai înapoi cu dobândă. Că sigur câștigi, doar ești vestitul parandără, nu? Da, eu câștig, eu, da, eu sunt parandără. Auziți, bre, domnul, vă mulțumesc. N-aveți și niște zaruri ca lui ăștia măzluite? Cum să nu? E. După ce terminați cu omul, așa? Să-l sunați pe măcelarul, că a căzut într-un canal. Ce bou, un canal, e? Nu știu, Adriacu, că îi se poate întâmpla oricum. Hai, bre, că am glumit și eu, ce dracu, am zis, doar n-am dat cu parul. Haide, bă, acum să vă văd. Hai, mă, dă-i. Am. E la secret? Bine, măcar că nu-i mașina lui Iri, nu? Dar cui crezi că e? Mă rog, nu o fi a lui, o fi altui șmecher. Cine crezi tu că-și băga numărul la secret? Am pierdut-o, Chioreta, am pierdut-o. Sunt terminat, să știi. Viața mea nu mai are niciun sens. Mai bine mă omora ăla. Cine, bă? Domn caporal, dacă era să vă părăsească, îmi spunea că noi femeile discutăm. E plecată la studii, eu vă zic. E pe naiba la studii. Salut, caporale! Ah, tu aici, dar cu ce ocazie? Am venit să-ți mulțumesc că ai fost om de onoare. Știi tu, cu secretul ăla militar. Dumneavoastră, domnișoară, aduci câteva pahare pentru șampania asta. Sigur aduc. Poate cu asta îl înveselim puțin? Doriți cu gheață? Și cu gheață. Domn caporal, vă cheamă domn sergent până aici, afară. Da, mă scuz puțin, vorbim. Să trăiți? Vreun general, ceva? Pupăză, unde? Mai lăsați-mă o săptămână, vă jur că vă dau bani, am făcut și promul la bancă, pe cuvântul meu, dar... Ia, vină cu ace. Eu, da, nu mă... Nu mă, amărâtule.
Ia zi. Vrei să scap de datorie? Îl cunoști pe unul Pupă Zădaci? Îl știu pe Pupă, să-l cunosc, nu-i afoi, subordonatul meu. Marfă, dacă mă scap de el, scap și de datorie. Te bagi? Mă bag, adică cum să-l... Îmi place că ești isteț. Te prinzi repede. Dar de ce vrei să-l... Dacă pui întrebări, nu mai ești isteț. Ideea contează. Eu scap de el, tu scap de datorie. Simplu, nu? Nu mă scap de el, o să trebuiască să scap eu de amândoi. Simplu, nu? Ce variantă alegi? Varianta A! Fără Ema, viața mea nu are niciun sens. Este pupăză. Mai bine mor. Să mor tu? Da. Pupăză, nu-mi cere asta! Că nu pot să o fac, tu ești camaradul meu, mă, nu pentru nimic în lume! Bine, nu vă cer! E bine, dacă insiști acum, mă rog, că eu un camarad am, un tovarăș, un prieten întâi, mă, singurul meu prieten, mă, și prietenii, să ajută-mă între ei. O să... Vedeți, e semn, clar trebuie să mor, da, spuneți! Atunci o să te împușc, mă, ca să nu te chinui mult, clar? Da, e bine așa! Pregătește-te. O să trag. Numai puțin. Adio, Ema. Adio. Trageți. Acum, da? Acum, da. Nu pot, mă, Pupăză! Nu pot, că așa sunt eu omenos, mă! Omul de mine nu mă lasă să te împuși! Mi-ar omul al dracu! Cu ce l-a băgat în mic... Nu pot, mă, Pupăză! Decât să te omor eu pe tine, mai bine-ți de o mare Fane Baba, nu pe amândoi! Îl știți pe Fane Baba, nu? De când? De când m-a pus să te omor? Adică... Te? Ce ne facem? Ce ne face, Pupăză? Ce ne face? Trăiți, domnul Fane! Bine ați venit, luați loc, uitați ce am pățit, ce mi-a făcut în pitul ăsta de Pupăză, că m-a trebuit... Domnule, l-am luat... Tare, l-am luat în prima, n-am putut să-l dovedesc, să dezlănțuie, zici că-i fiară când începe. De-aia mă gândeam că dacă acum cu ajutorul dumneavoastră poate reușim să-l dovedim, să-i înșelăm o capcană, ceva, să... M-am gândit eu la ceva. Fiți atent cum face, luăm-o... Ce nu spui, domnule, că doare? Luăm-o ăsta, dumneavoastră, și stați după ușa acolo. Eu mă duc în chem pe Pupăză și când o intra, zbang cu ranga în cap. Dar foarte atent să fiți, să nu cumva să-mi dați mie, că mai sunt lovit încă o dată. Și asta pentru ce? Ca să-l transportăm după ce îl trașăm. Hai prin afară, te văd eu pe matalice, ia mafiot. Bravo, bă. Am zis eu că ești isteț. Hai da, ia matalice, o bagă, cu mâna ai la altă, nu poate! Hai la ușa acolo, după ușa! Și foarte atent, deci, ții matale, valiza asta cu o mână și cu celelalte care-ți mai rămân, dai mai că... Și o folosim după. Bine, bre! Rămâneți cu noi, revenim imediat. Aștept.
mișca, fost nenorocit! Hopa! Ce-ai în valiză? Nimic, e goală. Bine, șef, e plină cu dinamită, frate, de la magazin de alimente! E o înșinare, minte! El mi l-a pus! El e escrocul, el a înșelat totul! Asta-mă, pe ce rânduțul, mă! Serios? Ia suna șeful la poliție să vedeți! Cine-i capătul lui Minterlo, pe el sau eu? Luați-l! Da, de ce tot pe mine, șef? De ce tot pe mine? Ce-am făcut eu? Nu pe tine, mă, pe el! O să mă răzbun, o să vezi, ce-am văzut! Domn sergent, ne-a reușit planul. Este! Șeful, vreau să vă spun că am simțit în momentele astea. Chiar sunteți un prieten adevărat. Și tu mie mă pupăză. Ca să-l transportăm după ce-l trage, domnule. Hai, prieten, fă-ți o... Ce n-ai bă, pregafane? Eu te văd să fii mafiot! Bravo, bă! Hai, ia-ți-o pe asta! Că ești stres! Ha, 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 ha